în nume de rău, putem discuta multe pe tema asta, dar să vedem ce e de făcut de acum încolo. Noi de discuta putem discuta foarte mult. Și eu pot să stau aici în fața dumneavoastră și să țin lecții, fiind și profesor între altele. Să țin lecții, dar nu asta e ceea ce ne doare. Problema este cum vom acționa. Pentru că până la urmă, dacă tot ne asociem, și eu cred că de asta ne-am adunat aici, că am venit cu gândul că vom pune umărul să construim un partid puternic de viitor. Să poate discuta aici. Mi-a dat timpul, că e scurt, că chiar s-a pus problema. Să vedem o strategie pe care o avem pe termen scurt și mediu. Mediu va bine pentru alegerile locale care sunt în mai 2016 și parlamentare în iarnă, în toamnă, în octombrie 2016, zic mediu, pentru că mai avem 2 ani jumate la dispoziție. Dar pe termen foarte scurt sunt europarlamentarele. Și eu vreau să o spun răspicat aici. Noi nu pornim la acțiune cu gândul, dom'le, sigur, o să facem partidul și dacă ne înscriem la europarlamentare, vom vedea dacă se realizează ceva. Nu. Pornim la drum cu voința și cu hotărârea. Dom'le, dacă intrăm în bătălie, să câștigăm. Eu nu spun că luăm la europarlamentare, noi suntem cei care vom avea în final lista de europarlamentare ai României. Ar fi iluzoriu să mă pronunț în felul ăsta. Dar noi putem obține un scor care să facă din noi o prezență reală, activă și în Parlamentul European. Dar pentru asta e de lucru din răsputeri. Eu vă spun, nu e de glumă cu acțiunea la care ne angajăm. Este o problemă pe care eu nu mă feresc să vă o ridic. Sigur că n-am pus-o apăsat în documente, în program mai cu seamă, dar este o problemă, după opinia mea, care până la urmă este o problemă de sistem. România, tot vorbim, criză, probleme grave, păi noi traversăm o criză de sistem. La noi, cum să spun, nu e curajul de a se spune apăsat niște lucruri. Noi vorbim că am trecut dintr-un sistem în alt sistem și ne facem o societate în care va domni legea și se construiește, se asigură bunăstarea pentru tot românul. Mai cu seamă că e și la modă. Spuneam colegilor înainte de a intra în întrunirea asta. E la modă să se folosească cuvântul popor. Toată lumea lucrează, luptă pentru popor, pentru bunăstarea lui, pentru viața decentă a poporului. Dar unii chiar ezită să folosească cuvântul popor și atunci au la îndemână românii. Dom'le, românii, dom'le, românii, pentru români, facem și dregem. E o problemă foarte serioasă, pe care trebuie de acum să o discutăm. Eu vă spun dumneavoastră fără niciun fel de rezervă. Dom'le, la noi se discută că noi construim un capitalism viabil care până la urmă asigură viața pe care și-o doresc oamenii. Dar capitalismul ăsta la care gândesc cei care, din păcate, s-au reunit în așa zisa clasă politică, pentru că și asta e o problemă, știi? Marea clasă politică. Nu mai avem clasă în România, dar avem clasa politică. Unde se adună foarte mulți neaveniți. Pentru că oricine a intrat în această, sub această denumire în clasa politică, pasă minte de acum, dom'le, poate să se pronunțe în orice problemă, fără niciun fel de limite. Accesul într-o anumită funcție, consilier, primar, parlamentar, ce vreți dumneavoastră, în guvern chiar, demnitari, miniștri, nu înseamnă automat și competență. Dar la noi cam așa se petrec lucrurile. Știu, oameni care nici nu știu bine să formuleze și să semneze ceva, vorba dumnealui, dacă au prins o anume poziție, au un anumit rang, dom'le, pot să-și dea cu
presupus în toate problemele, domnule, pentru că ei au o poziție. Asta este de discutat. Pentru că noi trebuie să gândim, vrem o societate, într-adevăr, unde performanța să-și spună cuvântul. Unde eficiența să-și spună cuvântul. Calitatea, valoarea. Dar toate astea sunt de discutat. Eu aș vrea, revin cu această trimitere, să fie măcar frunzărit cu atenție programul pe care l-am realizat. Pentru că aș vrea să nu ne plângem pe ume unul altuia. Îmi sunt foarte multe lucruri dureroase. Să nu aveți sentimentul că tot ce ați spus cu trimitere spre ce ați constatat fiecare în zona, la locul unde vă desfășurați activitatea, nouă ne sunt străine. Le cunoaștem foarte bine. Problema este însă că nu trebuie să ne rezumăm la a arăta cu degetul. Haidem să punem cap la cap toate observațiile, sugestiile care sunt, nu numai la masa asta, pentru că aici suntem câțiva oameni acum, dar în zonă și în țara asta, să punem lucrurile cap la cap și să pregătim de așa manieră acțiunea noastră, încât, practic, populația, și nu populația doar de rând, și cei care au demnități în țara asta și care guvernează, administrează, gestionează problemele României, să-și pună mari semne de întrebare în legătură cu situația lor, cu ceea ce fac. Și trebuie să ajungem aici. Să punem degetul pe rană. Nu putem lăsa lucrurile să evolueze chiar la voia întâmplării. Pentru că nu mai o clipă. Pentru că vedeți dumneavoastră, dacă s-a devalizat o țară întreagă, a fost pusă pe butuci în atâția ani, responsabilii nu ne sunt străini. Noi știm chiar nume de oameni. De 20 și ceva de ani, apropo de justiție, să zic atâtea lucruri. Doamne, justiția trebuie să pună ordine. Dar nu că justiția să pună ordine. Asta au cerut partidele în campanii. Că dacă vin la putere, ei vor face ordine, domnule. Vor impune. Acolo unde a fost furt, hoție, la drumul mare, vor lua măsuri, vor aduce în fața legii și în scurt timp se vor reevalua situațiile prin care a trecut țara asta. Au schimbat legea ca să pentru că până la urmă, vedeți dumneavoastră, în condițiile în care țara are dificultățile pe care le are. Unii stau pe saci de bani. Pe care știi că e la modă, știi? Doamne, dacă s-au făcut pe căi legale, cinstit, doamne, nu ne atinge. Dar noi știm foarte bine că foarte mulți n-au făcut pe căi legale. Ci dimpotrivă au făcut prin jaf, prin hoție, prin furt. Și atunci de ce ne ferim să spunem apăsat? Și noi, acest partid, trebuie să ne propunem acest lucru. De ce ne ferim să vorbim? Dom'le, dacă este cazul, într-o situație, în 2009-100, readucem în patrimoniul public, în patrimoniul național, ceea ce s-a jefuit. Adică lucrurile astea va trebui... Constituție reglementează acest lucru. Nu știu, asta ați spus niște lucruri. Ce lucruri peste discutat. Pentru că sunt atâtea și atâtea care... Deci este reglementare numai că nu se vrea. Că pot să însemne obiect de preocupare pentru niște oameni care, la un moment dat, chiar vor avea pârghii de intervenție, pârghii de putere în țara asta. Dar